Trebuie să învățăm că în sufletul unui ortodox nu trebuie să existe vicleșuri. Ortodoxia nu stă la masă cu viclenia. De aceea să încercăm să ne unim și să fim frați împreună cu noi. Iar duminică, când vor fi alegerile, ne îndeamnă pe noi, pe toți, oamenii care sunt creștini și ortodoși, să mergem și să dăm un vot pentru țara noastră. Este în jurul nostru și vicepreședinte Mircea Bovo, care și el este ortodox și el este împreună cu noi. Și ne îndeamnă și el pe noi, pe toți, să fim uniți și să votăm, să votăm cu cei care sunt ortodoși, cu Victor Ponta, căci el poate să ne unească, să ne ajute să ne ducem viața noastră pe calea desăvârșirii.